Capitolul pe care îl vom discuta astăzi este debutul unui ciclu extrem de important în care vom descoperi mai întâi chemarea pe care Dumnezeu o face celui rătăcitor. Iacob poate să fie imaginea fiului risipitor din Noul Testament și chiar dacă Noul Testament nu este nicio chemare, niciun cuvânt adresat de întoarcere a fiului risipitor, în istoria lui Iacov descoperim că Dumnezeu nu numai că îi poartă de grijă, ci Dumnezeu stabilește și timpul în care Iacov va fi rătăcitor. Chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Iacov să se întoarcă acasă la tatăl său, acolo unde este locul său de naștere, este foarte sugestivă și foarte potrivită cu chemarea pe care Dumnezeu o face fiecărui creștin să se întoarcă la el, pentru că locul de naștere al fiecărui om este grădina Edenului. Chemarea de a ne întoarce la Tatăl, în casa Tatălui nostru, este o chemare pe care Dumnezeu o adresează la un moment dat. În timp ce Dumnezeu cheamă pe copiii săi de pretutindeni, adică pe oricine, cheamă să se întoarcă la el, în casa Tatălui și în locul în care se naște, Satana este cel care aude chemarea aceasta, o bănuiește că va trebui să se întâmple lucrul acesta, pentru că nu există niciun om pe care Dumnezeu să nu-l cheme înapoi la mântuire. În situația aceasta, Satana veghează și are pregătite piedici reale pe care le așează în fața celui care ascultă chemarea și se întoarce la casa tatălui său. Există, dincolo de ceea ce noi vedem și înțelegem de multe ori, există o luptă între Dumnezeu care eliberează pe om și îl ajută să treacă prin piedicile pe care Satana le pune și consecvența cu care Satana întâmpină într-o manieră extrem de hotărâtă dorința lui exprimându-se de a zădărnici dorința omului de a asculta pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, începând de în capitolul acesta, vom observa un ciclu al piedicilor pe care Satana le are pregătite, dar așa după cum învățăm din experiența lui Iov, piedicile pe care Dumnezeu le permite Satane să le pună în fața unui om care dorește să-L asculte pe Dumnezeu și să se întoarcă la El, piedicile acestea vin ca niște cercuri concentrice, din afară încercând, și cu fiecare piedică, cercul acesta se apropie mai mult de cel chemat, pentru că Dumnezeu cunoaște puterea, rezistența omului la început, și în măsură în care experiența omului este mai mare, cu atât cercul este mai aproape de sine. Încercarea este mai personală. Dacă vom citi cu atenție în cartea lui Iov, o să descoperim că Satana știe psihologia aceasta a omului. După ce au murit animalele, după ce au murit și servitorii lui Iov, Dumnezeu spune, vezi, n-a avut nicio reacție să se împotrivească mie, și Satana face o teză, exprimă o declarație extrem de interesantă pe care trebuie să o înțelegem și noi, pentru că este adevărată. Satana zice, piele pentru piele. Ce n-ar da un om pentru pielea lui? În sensul acesta, Satana știe că nimic nu te afectează mai mult în ascultarea de Dumnezeu decât încercarea care are de-a face cu propria ființă. Reziști
în încercările din partea celor mai îndepărtați, colegi, prieteni, reziști la încercarea pe care Satana o folosește prin rudele apropiate, din familia lărgită. Reziști și în măsura în care pierderea este dureroasă, cum o să vedem la Iacov, că îi moare femeia iubită. Rezistă Iacov foarte bine până aici, într-un singur loc durerea lui este sfâșietoare, atunci când copilul îl face de rușine și el aude, el află lucrul acesta. În final, ajungerea acasă la tatăl său, la Isaac, este o prezentare extrem de simplă, aproape că îți pui întrebarea, până la urmă a meritat tot efortul acesta ca Iacov să suporte atâtea piedici, atâtea suferințe, atâtea încercări, atâta stres. A meritat doar ca să se spună că a ajuns la tatăl său, iar tatăl său, de când plecase el în urmă cu 20 de ani, nu mai vedea, era destul de bolnav, iar acum a ajuns acasă și Biblia spune că tatăl său a murit și l-a îngropat. Ar putea, la prima vedere, să se nască ideea dacă merită sau nu merită ascultarea de Dumnezeu, când toate se opresc într-o formă obișnuită, când toate, adică drumul pe care îl faci spre casa tatălui, se încheie cu declarația că tatăl său a murit. Ca și când lucrul acesta s-ar fi putut întâmpla și dacă el ar fi rămas mai departe în casa lui Laban. Totuși, ceea ce ne trebuie să învățăm din fiecare capitol pe care îl vom discuta în acest ciclu de 5 piedici pe care Satana le pune în fața lui Iacov, este important pentru viața noastră. Și fiecare dintre noi ne vom identifica cu nivelul la care încercările ne lovesc. Și vom descoperi prin nivelul încercărilor prin care trecem, vom descoperi puterea pe care Dumnezeu o consideră că o avem, îngăduind în felul acesta durerea să fie mai profundă, mai personală, sau să fie o durere sau o piedică pe care o tolerăm mai ușor. Am vrut să fac precizarea aceasta pentru că este extrem de important să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, orice încercare, orice dificultate, nu este întâmplătoare, ci totul este în planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la salvarea noastră. Începând cu versetul 1, ni se descoperă și un anumit context în care Dumnezeu face chemarea. Și versetul 1 spune, Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru, cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Cu siguranță că aceste expresii vorbesc despre o amenințare. Și Iacov aude vorbele acestea. Nu-i plac. Din contră, vorbele acestea pe care Iacov le aude de la cei din jurul lui, de la fiul lui Laban, cuvintele acestea îl fac să se gândească dacă nu cumva, într-o zi, aceste cuvinte se vor transforma în realități și ei vor dori să-și recupereze averea pe care ei cred că au pierdut-o și se găsește la Iacov. El aude vorbele acestea. Versetul 2 ne spune că Iacov s-a uitat și la fața lui Laban. Iată că ea nu mai era ca înainte. Două lucruri foarte importante. Atunci când Dumnezeu cheamă pe oameni să se întoarcă la El, lucrează Duhul Sfânt în mintea omului respectiv și el vede și aude niște lucruri care nu-i mai plac. Vede că lucrurile nu mai sunt așa cum le obișnuia el să le perceapă. Și atunci când auzi vorbele din jur care nu te mai satisfac, care nu te mai încurajează, atunci când te uiți și ceea ce înainte era plăcut, ceea ce înainte era oarecum liniștitor,
la un moment dat se schimbă și nu mai este ceea ce vezi ca înainte, atitudinea prietenilor, atitudinea colegilor, atitudinea celor din casa ta. Când vezi și auzi și lucrurile nu mai sunt ca înainte, aceasta nu este o întâmplare, ci aceasta este dovadă că Dumnezeu se interesează de tine. Și simți ceva, simți că ai dori să se petreacă o schimbare. Simți nevoia unei modificări în comportamentul tău, în preocupările tale. Se pare că nu mai ești mulțumit de ceea ce auzi și de ceea ce vezi. Și versetul 3 ne spune că în momentul în care toate lucrurile acestea concurează și îți pregătesc sufletul, atunci Domnul a zis lui Iacov, întoarce-te. Întoarce-te în țara părinților tăi. Întoarce-te în locul tău de naștere. Și lucrul cel mai important, eu voi fi cu tine. Sigur că ne punem întrebarea dacă acest context nu era cel despre care am vorbit, a auzit vorbe amenințătoare, a văzut față posomorâtă și periculos de interpretat, dacă nu era acest context, oare Dumnezeu l-ar mai fi chemat pe Iacov să se întoarcă? Dacă i-ar fi spus doar eu voi fi cu tine, dacă s-ar fi întâmplat după noaptea nunții în care este înșelat, oare Iacov ar fi ascultat chemarea, s-ar fi întors? Pentru că ne punem întrebarea de ce se întâmplă ca unii oameni dintre cunoscuții noștri să vină la un moment dat să se întoarcă la Dumnezeu. Și nu atunci când noi am dori, nu atunci când noi ne rugăm, nu atunci când noi, știu și eu, ne pregătim de bucuria de a-L întâmpina să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu știe când să-i adreseze chemarea. Pentru că Duhul Sfânt pregătește mai întâi un context pentru ca invitația lui Dumnezeu să fie cea mai inspirată și cel mai potrivit moment. Vreau să reținem acest lucru. Pentru că dincolo de chemare, dincolo de invitația pe care Dumnezeu i-o face lui Iacov, trebuie să mai conțină ceva. Făgăduința. Eu voi fi cu tine. Pe parcursul cel puțin a 5 evenimente, o să descoperim cât de important este să accepți această făgăduință, această promisiune a lui Dumnezeu. Eu voi fi cu tine. Uneori făgăduința se împlinește fără ca tu să vezi cum. Doar îi vezi efectul. Doar îi vezi rezultatul. E surprinzător de multe ori, dar îți dai seama că Dumnezeu a fost cu tine. Uneori Dumnezeu se manifestă vizibil că este cu tine. Alteori îți arată numai rezultatul și tu faci concluzia, da, Dumnezeu a fost cu mine. În sensul acesta vreau să abordăm această lecție extrem de importantă și cele care urmează mai departe. Iacov a trimis de a chema pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. Observați aici, pentru prima dată, inversarea numelor. Mai întâi, până acum, apărea Lea și Rahela. Era o ordine extrem de interesantă care se păstra. Lea fiind mai mare, Rahela fiind mai mică. În ciuda iubirii mai mari pe care Iacov o are pentru Rahela, Lea apare prima. Dacă vă amintiți, când am vorbit despre Esau și Iacov, în momentul în care a primit binecuvântarea, o să-l descoperim că ordinea în care sunt așezate numele, până acum este Esau și apoi Iacov, la un moment dat se inversează Iacov și Esau. Poate că este foarte important să înțelegem faptul că
așezarea mai întâi a Rahelei o vom înțelege puțin mai târziu prin faptul că Rahela se poate ca în concepția lui Iacov să fie persoana care este cea mai greu de hotărât să se întoarcă, să plece de acasă, datorită tradițiilor, datorită religiei pe care ea o iubește, este religia idolatră a lui Laban. Poate că așezarea aceasta nu este deloc întâmplătoare, pentru că Iacov are mesajul special pentru Rahela să vină. Și apoi, pentru Lea, este și ordinea importanței pe care Iacov o are pentru cele două. Amândouă însă au venit. Este important lucrul acesta că atunci când tu iei o hotărâre, că atunci când tu crezi că Dumnezeu ți-a adresat o chemare, să o împărtășești cu familia ta, să spui. Și modul în care Iacov face lucrul acesta este unul extrem de interesant, într-un mod unde poate să vorbească numai el și familia sa despre lucrul acesta. Versetul 5, el le-a zis, după fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea și tatăl vostru m-a înșelat de 10 ori, mi-a schimbat simbria. Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Important este să vedem cum Iacov are prezentarea acestei motivații de a pleca, așezându-l pe Dumnezeu, cel pe baza căruia pleacă. Pentru că plecarea lui Iacov de la Laban nu este deloc ușoară. El știe că deși au trecut 20 de ani, Esau încă își păstrează hotărârea că îl va omorâ. Drumul este destul de greu. Și circumstanțele în care Iacov se găsește împreună cu familia sa, chiar plecarea de la Laban, nu este deloc ușoară. De aceea, accentul chemării și al plecării, Iacov îl pune pe Dumnezeu. Este încă Dumnezeul tatălui său. Chiar dacă Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu la Betel, chiar dacă a discutat acolo și am vorbit despre oarecare negociere între Iacov și Dumnezeu, dacă îmi vei da, dacă mă vei ajuta, dacă mă vei întoarce, dacă mă vei păzi, atunci eu îți voi da, eu voi face un aranjament, așa, și am stabilit noi atunci ca fiind momentul de convertire pentru Iacov. Și se poate vorbi ca un om convertit la o anumită religie să trăiască din ceea ce au însemnat părinții lui ca religie și nu atât de mult să aibă o atitudine personală în varianta convertirii. Adică este doar o schimbare. A converti înseamnă a schimba. Versetul 8 continuă cu justificarea plecării pe care Iacov dorește să o prezinte familiei sale. Când zicea el, adică Laban, miei pestriți să fie simbria ta, toate oile făceau miei pestriți. Când zicea, miei bălțați să fie simbria ta, toate oile făceau miei bălțați. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru pe care mi-a dat-o mie. Sigur că este puțin un semn de întrebare aici, pentru că noi data trecută, vă aduceți aminte, am vorbit nu doar despre faptul că Dumnezeu i-a promis binecuvântarea, ci Iacov mai tăia și niște nuiele, le mai jupuia, le mai așeza în fața oilor. De data aceasta însă, el nu își atribuie metodele pe care le-a făcut ca fiind cele care au dus la sursa îmbogățirii. Este foarte important lucrul acesta. El nu se bazează și nu justifică prin iscusința lui că a câștigat atât de mult, ci
Dumnezeu a luat și Dumnezeu mi-a dat. Și explic acum modul în care Dumnezeu a lucrat, pentru că probabil femeile l-au întrebat, dar cum a lucrat Dumnezeu? L-ai văzut tu? Și versetul 10 ne spune, pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălțați, pestriți și seini. Și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis, Iacove, iată m-am răspuns eu. El a zis, ridică ochii și privește. Toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați, pestriți și seini, căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o juruință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Noi am discutat data trecută, dacă vă amintiți, care a fost criteriul pentru care, într-un mod ciudat, absolut ciudat, atunci când necociază cu Laban, care să-i fie simbria pentru a lucra timp de 6 ani, Iacov, într-un mod cu totul și cu totul nejustificat, alege miei aceștia bălțați, pestrici, seini, deși, în realitate, culorile dominante ale caprelor și oilor era culoarea albă și culoarea neagră. Iar Iacov, într-un mod aproape puieril, la prima vedere citit, alege miei pestriți, bălțați și seini. Pe ce criterii? Am discutat data trecută, dacă vă aduceți aminte. El știa că zona aceea, că gena recesivă, odată marcată într-o anumită rasă, se perpetuează. Și lucrul acesta l-a avut, nu din cunoștințele lui genetice, din ingineria genetică, ci acum explică Iacov care a fost secretul acelei alegeri. Dumnezeu mi-a zis, Dumnezeu mi-a arătat în vis. Și Iacov a ținut minte lucrul acesta și a făcut alegerea într-un mod surprinzător pentru Laban. Repet, am vorbit data trecută în detaliu despre aceasta. Foarte important este că Iacov îl identifică pe Dumnezeul care îi vorbește și îl cheamă cu același Dumnezeu care i s-a arătat la Betel. Și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru Iacov, ca o dovadă că Dumnezeu îi vorbește. Este posibil ca în timpul celor 20 de ani pe care Iacov îi petrece în ținutul lui Laban, să fie doar momentul acesta în care Dumnezeu intervine înainte de plecarea lui. Adică după Betel, după noaptea cu visul acela, cu scara sprijinită de cer, în perioada celor 20 de ani, Iacov se pare că doar visul acesta în care Dumnezeu îi vorbește, îl primește ca o revelație din partea lui Dumnezeu. Versetul 14 ne surprinde total. Rahela și Lea au răspuns. Mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Amândouă răspund, probabil pentru prima dată de multă vreme, la unison. Știm rivalitatea dintre ele, știm competițiile, știm că nu era foarte ușor să le împaci pe una cu cealaltă. De data aceasta, Rahela și Lea pare că se împacă. Pare că amândouă gândesc același lucru. Ce s-a întâmplat? Este posibilă o singură explicație. Faptul că Rahela a născut și ea un băiat. Iosif este născut. Și acest lucru poate că a mai temperat puțin competiția, rivalitatea dintre cele două surori. Amândouă au răspuns. Aceleași cuvinte au spus. Versetul 15 ne arată trăirea pe care fetele acestea au avut-o în sufletul lor. Nu suntem noi oare privite de el
de la bani, ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat banii? Pentru amândouă același lucru este. Cum ne-a mâncat banii? Ce înțelegem prin ceea ce ele spun că ne-a vândut și ne-a mâncat banii? Este vorba despre cei 14 ani pe care Iacov îi muncește pentru Laban. Laban nu le dă nicio zestre. Laban nu consideră că timpul de 14 ani ar avea în conținutul lui acest timp și posibilitatea ca fetele să-și primească și ele o parte. De data aceasta, când ele vorbesc, după 20 de ani de căsătorie, ele nu primesc nimic de la tatăl lor. Iar în sufletul lor, imaginea unui tată care le-a vândut, negociind un preț, iar banii pe care i-a câștigat, tatăl nu le-a împărțit și lor nimic, este foarte dureros. Însă ele se liniștesc la versetul 16, spunând: toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. În concluzie, amândouă spun: fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Pare că fetele astea sunt niște cunoscătoare ale lui Dumnezeu. Cuvintele acestea te fac să spui: wow, ce frumos să ai o astfel de familie hotărâtă, liniștită, unită și credincioasă. Ele vorbesc despre Dumnezeu. Îl recunosc pe Dumnezeu, dar îl și cunosc. Cel puțin ele consideră că Dumnezeu a făcut dreptate. Între ele și tatăl lor, Dumnezeu a judecat și a fost drept, după considerentul lor. Probabil că auzind aceste cuvinte și văzând hotărârea lor, spune versetul 17, Iacov s-a sculat, a pus pe copii și nevestele sale călări pe cămile și a luat toată turma, toate averile pe care le avea, turma pe care o agonisise în Padan Aram și a plecat la tatăl său Isaac în țara Canaan. Îmi place foarte mult cum Biblia subliniază aspectul acesta. Nimic nu i-a lăsat lui Laban, nimic din ce avea. Toată turma, toate averile, nimic. S-a întors la tatăl său. Aceasta mie îmi spune ceva. Că atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, trebuie să ia cu el tot ceea ce Dumnezeu i-a dat. Mă refer la daruri, la capacități, la virtuți. Toate acestea trebuie să se întoarcă cu el la Dumnezeu. Nu putem să-i slujim lui Dumnezeu fără darurile pe care el ni le-a făcut. Nu putem să venim la Dumnezeu lăsând în urmă ceva și pentru cel care ne este dușman, cel care ne este ostil și care se opune plecării noastre. Tabloul se schimbă și de data aceasta și imaginea este la Laban. Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Mai devreme spunea despre Dumnezeu. Mai devreme spunea că Dumnezeu a luat de la tatăl nostru și ne-a dat nouă. Fă ce spune Dumnezeu, zice și Rahela. Numai că probabil că intuise mai degrabă decât i se spusese. Rahela își dă seama că această chemare în afara localității, la turmele lui Iacov, chemarea aceasta are o însemnătate și ea se pregătește. Idolii tatălui au niște semnificații care pentru noi acum, sigur că n-ar avea valoare dacă nu am cunoaște. Până la urmă, care este atâta valoarea unor idoli pentru care Laban îi urmărește 7 zile? Ce valoare au acești idoli de atâta gălăgie gata să-l
să-l condamne pe Iacov pentru idolii pe care i-a luat. Mai întâi observăm că atunci când Laban se dusese să-și tundă oile, întotdeauna la tunsul oilor este o mare sărbătoare. Este o mare bucurie, este mâncare, este distracție, este sărbătoare maximă la tunsul oilor. Numai că Iacov și familia lui nu sunt invitați la să participe la sărbătoarea aceasta a lui Laban. Acest lucru ne arată oarecum ostilitatea care s-a născut și care se păstrează între cele două familii. Rahela, sesizând că tatăl său nu este acasă, intră în casa tatălui său și fură idolii, probabil care sunt la vedere. Idolii aceștia se mai numesc și terafim. Sunt idoli de casă. Erau niște figurine mici, cu imagini de oameni, mai degrabă caricaturi. Erau mai mici sau mai mari, din lemn sau din lut, sau, pentru cei mai înstăriți, metale prețioase. Biblia nu specifică din ce erau confecționați acești idoli pe care Rahela i-a furat. Numai că lucrul acesta ne arată faptul că Rahela este atașată de religia tatălui ei. De aceea considerăm că a fost prima pe care Iacov a anunțat-o, considerând că Rahela ar putea să fie mai împotrivitoare pentru plecarea de acasă în altă parte. Idolii aceștia reprezentau niște zei cu imagini de bărbați sau femei. Nu erau foarte mari, la 5-8 cm ca dimensiuni. Și erau zei ai familiei, aleși de familie. Erau purtați pe corp ca niște cruciulițe în zilele noastre, considerând că au și efect protector, ca niște vrăji protectoare. Însă, cele mai răspândite imagini de terafim sau de idol de casă erau idoli care reprezentau zeități goale, cu semne sexuale accentuate. Femeile aveau, imaginea femeilor aveau niște sânii foarte mari, sugerând fertilitatea. Și este posibil ca să-și asigure Rahela toate garanțiile că nu rămâne pe locul 2 în competiția cu Lea. Vă aduceți aminte cazul cu mandragorele? A fost dispusă să-l lase o noapte cu Lea și cred că a regretat lucrul acesta când a auzit că a rămas însărcinată. Acum Lea vrea să se asigure de faptul că va fi mai departe fertilă, luând idolii tatălui său. Mai mult decât atât, însemnătatea acestor idoli consta în faptul că fiii adoptivi nu puteau să îi moștenească pe acești idoli decât dacă la moartea tatălui lor nu erau de față fii adevărați, fii naturali. Dacă un om avea și băieți și fete, în niciun caz idolii aceștia nu puteau să îi moștenească fetele. Aceasta era ideea. În consecință, Rahela nu avea niciun drept la idolii pe care îi avea Laban, deși probabil că îi admira, și acum a convenit la furat. Mai mult decât atât, valoarea acestor idoli este recunoscută ca fiind cu niște valori semnificative, și anume posesia acestor zei de casă dădea dreptul să moștenească lucrurile de care fuseseră deposedate. Adică era o garanție că ei sunt beneficiarii lucrurilor pe care părinții nu le-au dat. Și Rahela se gândește la faptul că ne-au mâncat banii, ne-a vândut, ne-a mâncat banii,
Dar cu acești idoli, după moartea tatălui nostru, noi venim și ne recuperăm valoarea. Oricum ar fi, însă, orice motiv ar fi avut Rahela să ia idolii aceștia, rămâne un semn de întrebare. Este ea conștientă unde merge? Este suficient de cunoscătoare a ceea ce înseamnă Canaanul? I-a explicat Iacov ce înseamnă casa tatălui meu, ce înseamnă locul meu de naștere, ce înseamnă făgăduința pe care Dumnezeu o face. Dacă i-a explicat și ea nu a înțeles, atunci lucrurile sunt mai simplu de acceptat. Dar dacă n-a făcut lucrul acesta, atunci se justifică oarecum fapta Rahelei care a furat idolii tatălui său. Versetul 20, într-un mod surprinzător, ne spune că Iacov a înșelat pe Laban, pentru că nu l-a înștiințat de fuga sa. Din punct de vedere al bunelor maniere, lucrul acesta poate să fie acceptat. Era numai normal ca Iacov să-l înștiințeze pe Laban. Dar neanunțându-l, probabil că i-a lăsat turmele vulnerabile, probabil că lucrurile n-au fost așa cum și-ar fi dorit să fie Laban. De aceea, imaginea aceasta pare ca înșelăciune pentru Laban. A fugit astfel cu tot ce avea. S-a sculat, a trecut râul Eufrat și s-a îndreptat spre muntele Galaad. După 3 zile au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. Și Laban n-a stat pe gânduri, a lăsat unsul oilor și Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galaad. De ce vine Laban după Iacov? Să-i ureze drum bun pentru că n-a apucat să o facă? Nu. Urmărirea aceasta are semnificația dorinței de răzbunare. Urmărirea aceasta ne vorbește despre, sau este o exprimare care vorbește despre război. Este înverșunat Laban, pentru că 7 zile nu este ușor să mergi prin pustiul acela urmărind pe cineva. Și aici apare făgăduința pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iacov. Eu voi fi cu tine. Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban, arameul, și i-a zis: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Oh, nu numai să nu iei nimic, nu numai să nu te repezi la el și să-l ameninți. O vorbă rea? Ferește-te! Este posibil, cu siguranță, ca Dumnezeu, atotcunoscătorul, să știe că și intențiile bune ale lui Laban, exprimate în favoarea lui Iacov, ar putea să ascundă un plan dăunător. Și lucrul pe care trebuie să-l avem în vedere este faptul că Laban avea un singur plan în mintea lui, să-l întoarcă înapoi. Și dacă nu ar fi putut pe Iacov să-l întoarcă, i-ar fi luat fetele. La ipocrizia pe care o are, la tupeul lui Laban și la egoismul lui, Laban, dacă i-ar fi luat fetele și dacă i-ar fi luat copiii, pe care o să vedem că îi consideră că sunt ai lui, atunci Iacov s-ar fi întors. Iar ceea ce ar fi pierdut Iacov în întoarcerea la Laban, era dreptul de moștenire, era făgăduința pe care Dumnezeu nu mai putea să o împlinească prin Iacov, pentru că locul lui de naștere este Canaanul, nu este Mesopotamia, de unde îl scosese pe Avram. Versetul 25 ne arată cele două tabere, una în fața celelalte. Laban a ajuns pe Iacov. Iacov își întinsese cortul pe munte. Laban și-a întins și el cortul cu frații lui pe muntele Galaad, pe 2 munți diferiți, 2 cete, rivale.
Între ele este Dumnezeu. În timp ce Iacov doarme, probabil că doarme bănuind că Laban nu va sta liniștit, Dumnezeu se adresează în vis lui Laban. Nu așa că aproape ne întrebăm, dar de ce nu i-a spus nimic lui Iacov? Oare nu avea nevoie și Iacov să știe că Dumnezeu îl protejează? Dar îi spusese când plecase de acolo, când plecase de acasă, când la chemarea lui, eu voi fi cu tine. Laban a venit la Iacov și i-a zis, ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat? Mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Vedeți ce tată grijuliu? Ce tată gingaș? Mi-ai luat fetele ca niște roabe? Ca și că nu îi le plătise cu vârf și îndesat Iacov. Pentru ce ai fugit pe ascuns și m-ai înșelat? Nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei, al cântecelor, în sunet de timpane și alăute. De așa că nu-l mai recunoaștem pe Laban? Chiar ar fi făcut o sărbătoare în plecarea lui Iacov? Și parcă sufletul lui este și mai îndurerat la versetul 28. Nu mi-a îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Deja se schimbă. De la gingășia acestor trăiri, de la emoțiile acestea pe care el le exprimă că nu le-a avut, deodată se schimbă. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare să vă fac rău. Dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Lucrul acesta ne spune ceva, și anume că Isaac este, din punctul de vedere al cunoașterii celor din jur, proeminent în relația lui cu Dumnezeu. Isaac este foarte mult apreciat și respectat, mai ales respectat de către cei din jur datorită Dumnezeului său. Nu același lucru se poate spune despre Iacov. Dumnezeul tatălui vostru mi s-a arătat în vis. Aceasta înseamnă că Laban îl recunoaște pe Dumnezeul cel adevărat, care vorbește în mod clar și convingător. Dar el continuă, aproape că se zbate într-o neputință. Este ca un câine care este în lanț și care ar mușca, dar nu te ajunge. Ar lovi, dar nu poate. Și acum își exprimă durerea, nu poate să-i facă rău, dar măcar să-l facă să se simtă umilit Laban. Versetul 30. Acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Aceasta este întrebarea, este nedumerirea pe care Laban o are și o face public, cunoscută tuturor. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem un lucru important și anume este posibil ca Laban să se fi întors acasă și acolo să descopere lipsa idolilor pe care îi furase Rahela. Pentru că altfel, el fiind la tunsul oilor, cine să-i spună că idolii din casa ta nu mai sunt? Într-un mod foarte ironic, și aici mi se pare ciuda pe care Satana o are atunci când Dumnezeu îi pune limite. Dacă nu poate să te lovească, măcar te face să suferi un pic, te zgârie. Măcar te jignește. Laban subliniază că Iacov i-a furat zeii. De ce? Încercând cumva să spună Laban că superioritatea idolilor lui asupra Dumnezeului Iacov l-a făcut pe acesta să ia Dumnezeii. Dacă Dumnezeul tău este așa de grozav, de ce mi-ai furat zeii? Nu știu ce măsură, ce valoare
pentru Laban, el nu pare un om foarte bisericos, Laban. Dar ce valoare să aibă acești idoli cam să fie pretext să-l urmărească pe Iacov 7 zile? Doar un argument teologic? Doar ca să-i fluture dovada faptului că zeii lui sunt mai importanți decât Dumnezeul tatălui său sau decât Dumnezeul lui, să-l jignească în așa fel încât Iacov să nu poate să justifice pe Dumnezeul său? Este posibil ca Iacov, așa în dorința lui de a-l face cunoscut pe Dumnezeul lui Isaac, să fi vorbit lui Laban despre deșertăciunea idolilor? Poate că Iacov i-a spus lui Laban că idolii sunt un fals și să-l primească pe adevăratul Dumnezeu. Și dacă a făcut lucrul acesta, este justificat Laban să spună: pentru ce mi-ai furat Dumnezeu? Însă justificarea mai puternică este această atitudine pe care posibil Iacov a manifestat-o uneori față de Laban, ca și când își dorește să se întoarcă la casa tatălui său, la Dumnezeul lui Isaac. Dacă Dumnezeul acesta, despre care ai vorbit timp de 20 de ani, Dumnezeul acesta este Dumnezeul adevărat, ceea ce ai făcut tu, furându-mi idolii, nu se justifică. Este declarația printre rânduri a lui Laban. Este rândul lui Iacov acum să răspundă. Am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Sigur că Iacov îl cunoaște destul de bine pe Laban. Știe că din cauza aceasta venise după el. Dar am fugit de frică. Vă aduceți aminte de ce a fugit de la Isaac? De frica lui Esau. Acum el fuge înapoi tot de frică. Este o mărturie sinceră, este cinstită și corectă. Dar lucrul acesta nu face decât să dea puțin apă la moară lui Laban. Pentru că exprimându-și frica de el, de Laban, acesta își dă seama că Iacov, greșind în felul acesta, ar putea ca mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu să nu mai fie lângă el și ar putea să fie vulnerabil. Doar că Dumnezeu îi vorbise în noaptea trecută să nu spui o vorbărea să nu spui. Versetul 32 continuă atitudinea aceasta hotărâtă și supărată a lui Iacov: să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. În fața fraților noștri cercetează și vezi ce e la mine din ale tale și ia-ți-l. Și Moise, scriitorul Genezei, spune că Iacov nu știa că Rahela îi furase. Atitudinea aceasta a lui Iacov este în conformitate cu legile societății din vremea aceea. Legile din Mesopotamia, de pildă prin codul lui Hammurabi, codul acesta spune că pedeapsa cu moartea este pentru cel care fură diferite obiecte, printre care și obiectele sfinte. Și Iacov își asumă acest risc făcând apel la legile societății. Este atât de sigur că el n-a putut să facă lucrul acesta și nici nu bănuiește că soțiile care au vorbit așa frumos despre Dumnezeu, care au observat că Dumnezeu a luat de la tatăl lor și le-a dat lor, femeile acestea nici cum nu-i trece prin minte lui Iacov ideea că ar fi putut să fure Dumnezeu. Cu siguranță, dacă Iacov ar fi știut că soția lui favorită a făcut lucrul acesta, n-ar fi mai rostit aceste cuvinte. Știți
Ce înseamnă numele lui Iacov? Înșelător. Și iată acum înșelătorul, care fusese de 10 ori înșelat de la Laban, de data aceasta mai este o dată înșelat, chiar pe drumul spre Canaan, însă de propria lui soție. Și durerea este și mai mare când înșelăciunea aceasta este din partea celei în care avea cea mai mare încredere, din partea celei pe care o iubește cel mai mult din familia lui. Cu siguranță, durerea înșelăciunii este în măsura în care relația față de cel care te înșală este mai apropiată. Cu cât este mai apropiată, cu atât durerea este mai profundă. Aici putem să înțelegem ceva, durerea Domnului Iisus prin trădarea lui Petru și prin vânzarea lui Iuda. Și mai ales, aceeași durere pe care o simte Dumnezeu atunci când noi îl trădăm și îi înșelăm așteptările. Versetul 33 ne arată că Laban s-a pus pe treabă. A intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leii, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul Leii și a intrat în cortul Rahelei. Îmi imaginez cu câtă minuțiozitate caută Laban. Doar le-o găsit. Doar o avea motiv pentru care să emită sentința întoarcerii înapoi. Căutarea aceasta minuțioasă a lui Laban ne aduce aminte de ceva și probabil că în mintea lui Iacov, privindu-l pe Laban cum caută, se trezește o amintire. Este verificarea pe care Isaac o face atunci când Iacov îl înșeală. Câtă minuțiozitate, de câte ori îl întreabă, apropie-te, adu-mi să gust, vino să te miros, sărută-mă. Lucrurile acestea fac inima lui Iacov să tresalte și își dă seama ce înseamnă să fii înșelat și ce înseamnă să fii verificat, pentru că nu ai credibilitate. Atunci când încrederea în cineva se pierde, ea niciodată nu va mai fi recuperată 100%. În anumite procente se poate recupera, dar 100%, odată încrederea pierdută, nu se poate recupera decât înaintea lui Dumnezeu. Versetul 34 ne spune sau ne arată secretul pentru care Laban n-a găsit nimic. Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. Ingenioasă Rahela aceasta, dar nu doar ingenioasă, ci foarte asemănătoare cu Laban. De data aceasta, Rahela arată poza și este identică cu Laban. Dacă au trăit 20 de ani împreună, cât se imprimase din religia lui Iacov în viața Rahelei? I-o fi vorbit vreodată despre cele 10 porunci? I-o fi spus despre acest Dumnezeu care este diferit de idoli? Ciudat, după 20 de ani, ea seamănă mai mult cu tatăl ei decât cu soțul ei. De ce? Versetul 35 arată diplomația acestei femei. Are vorbele la ea. Ea a zis tatălui său, domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula înaintea ta. Mi-a venit rânduia la femeilor. A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. Biblia subliniază aspectul acesta, deoarece obiceiul oriental cerea ca copilul, o indiferent dacă era primul născut, dacă era fată sau dacă era băiat, copilul să se ridice în prezența părinților. Era un respect fundamental. Ar fi trebuit ca Rahela să se dea jos de pe cămilă în prezența tatălui ei. Numai că ea are o justificare
care îl blochează pe Laban, care nu are cum să fie verificată justificarea Rahelei, din două motive. Pentru că Iacov este acolo și al doilea motiv, pentru că atingerea lui Laban, dacă Laban o atinge pe Rahela, el ar fi devenit necurat. Și lucrul acesta l-ar fi făcut să sufere posibilitatea de a nu mai intra în grupul celorlalți. De trei ori se repetă în Biblie expresia nu a găsit. Nu a găsit. Această repetare întreită scoate în evidență mai întâi cercetarea lui Laban, foarte amănunțită, și în paralel succesul Rahelei de a ascunde obiectele furate. Femeia asta chiar se pricepe. Dureros, dar adevărat, Laban a fost învins de o femeie, a rezistat înșelăciunilor lui Iacov, dar de data aceasta Laban este învins de o femeie și este tocmai o femeie pe care o înșelase cu 20 de ani în urmă, pregătindu-i nunta, dar dându-o pe alta în locul ei. Am putea spune, cine seamănă seceră, ceea ce seamănă un om, aceea va și secera. Văzând că lucrurile nu sunt așa cum dorește Laban, probabil că Iacov a stat destul de liniștit și senin. Versetul 36 ne spune că Iacov s-a mâniat și a prins curaj să-l certe pe Laban. A luat cuvântul și a spus, care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile. Ce ai găsit din lucrurile tale în casa mea? Scoate-le aici înaintea fraților mei și înaintea fraților tăi să judece ei între noi amândoi. Și își dă drumul acum la toată frustrarea pe care nu i-a spus-o probabil de multe ori. Am stat la tine 20 de ani. Oile și caprele nu ți s-au stârpit. N-am mâncat berbeci din turma ta. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare. Eu însumi te-am despăgubit pentru ele. Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Lucrul acesta, în conformitate cu legile din Mesopotamia, nu trebuiau să se întâmple, pentru că păstorul trebuia să plătească doar acele pierderi care se datorau neglijenței sale. Nu când erau furate sau când erau răpite de animale sălbatice. Dacă el ar fi dormit și oile se rătăceau, el trebuia să plătească. Dar în condițiile în care Iacov a vegheat, nu trebuia să facă lucrul acesta. Iacov continuă. Ziua mă topeam de căldură, noaptea mă prăpădeam de frig, îmi fugea somnul de pe ochi. 20 de ani am stat în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale, 6 ani pentru turma ta. De 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, adică ăla care ți s-a arătat ție noaptea trecută, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noaptea a rostit judecata. Ce pledoarie frumoasă, interesantă și accentuată pe Dumnezeu. Însă aici trebuie să facem o specificare. Laban are descoperirea în vis a lui Dumnezeu și ascultă. Dar aceeași descoperire în vis o are și Iacov cu 20 de ani în urmă. Dar modul în care el lucrează nu îl justifică deloc. Și nu este din cauza aceasta protejat de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl protejează pe Iacov doar datorită făgăduinței, doar datorită moștenirii pe care o promisese lui Avram și urmașilor săi. Vedeți ce lucruri diferite?
Dumnezeu îi se descoperă lui Laban și acesta nu depășește limita pe care Dumnezeu i-a făcut-o, i-a dat-o. O vorbă rea n-a spus. Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov, deși Iacov îl cunoaște pe Dumnezeu din casa tatălui său, și totuși Iacov folosește metode diferite. Iacov, în loc să rămână la o singură nevastă, împarte la patru. Acel lucru ne face să înțelegem că este posibil ca unii oameni care n-au cunoașterea noastră, care n-au experiența noastră în cunoașterea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu le vorbește, să devină ascultători, să renunțe la tot, în timp ce noi putem să mai rămânem cu ale noastre, îmbinându-le și pe cele firești cu cele duhovnicești, căutând așa să împăcăm doi stăpâni. Este un lucru extrem de serios, lucrul acesta. Sigur că ceea ce îi spune Iacov lui Laban nu-i convine și el are un răspuns. Laban a zis lui Iacov, fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea, tot ce vezi este al meu. Nu se pare că e ciudat? Omul venise cu gândul acesta, că totul este al meu, mă duc să-mi iau înapoi. Ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiilor pe care au născut? Ciudat, nu? Fetele nu sunt soțiile lui Iacov. Sunt fetele lui. Laban se comportă ca și cum el este victima. Chiar este puțin deranjat de faptul că se consideră că este și victima lui Dumnezeu. Iar Laban îl amenință cu Dumnezeul tatălui său. Este ciudat că nici acum măcar, nici în cei 20 de ani de muncă din partea lui Iacov, nu a ieșit niciun cuvânt de considerație sau de apreciere de pe buzele lui Laban pentru Iacov. Și nici măcar pentru Dumnezeu. Însă, lucrul acesta îl sperie. Și îl sperie convins fiind că Dumnezeu este cel care l-a protejat pe Iacov de răutatea lui și de înșelăciunile sale. Și Laban, ca un om destul de descurcăreț în ale lumii, se pune sub protecție. Vino să facem amândoi un legământ. Legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Un tratat de prietenie. La ce se gândește? Este posibil ca Laban să se gândească și la faptul că Iacov se va împăca cu Esau și dacă își aduce aminte Iacov de înșelăciunile sale, împreună cu Esau, despre care Laban află și știe de ce este în stare, dacă vine cu Esau s-ar putea să-și ia revanșa și să se răzbune pentru toți acești 20 de ani de înșelăciune. De aceea Laban se pune la adăpost și încheie un legământ. El îl inițiază. Iacov este de acord. A luat o piatră, ne aducem aminte și de piatra aceea, de la Betel, a pus-o ca stâlp de aducere aminte. A zis fraților să-i strângeți pietre. Ei au strâns pietre și au făcut o movilă. Au mâncat acolo pe movilă. Foarte interesant lucrul acesta, pentru că deja pare că cei doi s-au împăcat. Laban a numit-o movila mărturiei, Iacov a numit-o tot movila mărturiei. Și Laban vede că lucrurile merg bine spre planul pe care el îl are. Movila aceasta, zice el, să slujească de mărturie între mine și tine. Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Interesant, observați că el se pune mereu primul. Asupra mea și apoi asupra ta, în legământ între mine și între tine, întotdeauna intenția lui Laban este pur egoistă. Dar are el o
părere pe care, dacă o privim cu atenție, pare destul de ironic. Dacă vei asupri pe fetele mele, cine fusese asupritorul până acum? Dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, dar cine i-a mai dat încă o nevastă? Ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Este dibaci. Laban, cu Laban să nu te pui. Dacă veți întâlni unul ca Laban, să aveți grijă cum terminați relația. Pentru că nu veți ieși niciodată în câștig cu Laban. El este un oportunist, un profitor și întotdeauna va pleca cu mai mult din relația cu oricine. Iacov este atenționat să nu ai alte neveste. Dar tocmai Laban a fost cel care l-a forțat pe Iacov la poligamie. Le iubește el acum atât de mult pe fetele lui, dorește să se asigure că Iacov le va iubi doar pe ele? Nu. Iacov nu se gândește, Laban, pardon, nu se gândește decât la un singur lucru. Alte neveste înseamnă împărțirea averii, care este de la el cumva, cu altcineva. Iar fetele lui ar putea să aibă ceva lipsuri. Scopul nu este iubirea, ci materialul. Interesul lui Laban este pur materialist. Laban a zis lui Iacov, iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Laban face clară distinția între stâlpul și movila. Să fie clară distinția dintre unul și altul. Movila aceasta să fie martoră, stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. Observați, întotdeauna Laban zice că dacă e vreo primejdie pentru vreunul dintre noi, aceasta ar trebui să vină de la tine, Iacov. Că din partea mea, tu nu trebuie să te aștept niciodată că îți voi face rău. E normal, nu? 20 de ani ai văzut că nu îți pot face rău. Și toate cuvintele acestea îl orientează și îl avertizează pe Iacov să nu cumva să se schimbe, să nu cumva să îi treacă prin minte vreun gând periculos. Însă, printre alte cuvinte, noi înțelegem faptul că, din punctul lui de vedere, Laban face un mare sacrificiu pentru că îi îngăduie lui Iacov să scape nevătămat. El asta vrea să spună acum. Să nu cumva să treci peste movila aceasta, să-mi faci rău, pentru că vezi bine că eu nu-ți fac rău. Dar dacă Dumnezeu nu mi s-a arătat în vis, eram altul. Jurământul acesta sau legământul se încheie într-un mod foarte frumos sau are în conținutul său și pe Dumnezeu. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor. Dumnezeul tatălui lor să judece între noi. Nahor este bunicul lui Laban. Avram este bunicul lui Iacov. Deja Dumnezeu este trimis la bunici. Dumnezeul bunicilor este același. Deși Dumnezeul nepoților nu mai este același. Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Ce frumos este păstrat aceeași distanță. Iacov nu poate să jure pe Dumnezeul lui. Jură pe Dumnezeul de care se teme Isaac. Este adusă o jertfă pe munte, sunt invitați frații lui să mănânce. Se pare că la ritualul acestei jertfe Laban nu participa. E posibil să fie avut rețineri din partea zeilor pe care nu i-a găsit, doar frații lui Laban reprezentând copiii lui Laban.
Însă, la ospățul sau la masa pregătită de, de Iacov, Laban participă, n-a participat la închinare. Finalul acestui capitol, versetul final, este unul foarte interesant, practic neschimbat, ca idee și nuanță. Laban s-a sculat dis de dimineață. Nu mai avea ce rost să rămână mai departe. Și a sărutat nepoții, și a sărutat fetele, i-a binecuvântat, apoi a plecat și s-a întors la locuința lui. Dar pe cine nu l-a băgat în seamă? Niciun cuvânt pentru Iacov. Își sărută fetele și a sărutat nepoții, dar nu și pe Iacov. Dar la început, când Iacov a venit, când a auzit că este Iacov, fiul sorei lui, Iacov l-a sărutat. Acum nu mai este același lucru. Cu săruturile acestea, Laban dispare din narațiunea biblică. Odată cu plecarea aceasta, el nu mai are nicio legătură cu familia din Canaan și nu mai există nicio legătură între cei din Canaan, urmașii lui Isaac și ai lui Iacov, și cei din Mesopotamia. Aici se încheie un capitol care lasă în urmă experiența tristă a lui Iacov și scoate în evidență încă o dată grija pe care Avram a avut-o ca nu cumva Isaac să se întoarcă în Mesopotamia, știind Avram ce este acolo. Lecția însă ne ajută să înțelegem, pe de o parte, bunătatea lui Dumnezeu. Doritor să-și împlinească făgăduința și să fie cu Iacov, chiar dacă nu știe cum se va manifesta bunătatea aceasta lui Dumnezeu și grija pentru Iacov, Iacov vede rezultatul și îi este de ajuns. Eu voi fi cu tine, i-a promis Dumnezeu, și prima încercare, prima tentativă a lui Satana de a-l bloca pe Iacov să ajungă în Canaan, este distrusă, este anihilată de către bunătatea lui Dumnezeu. Până la urmă, rudenia lui Iacov cu Laban nu este de foarte mare apropiere. Sunt socrii care nu trăiesc împreună, relația dintre socrii și gineri, relațiile nu sunt întotdeauna cele mai amicale, sunt separate, în afară de respect, lucrurile nu sunt mai apropiate în mod obișnuit și normal, însă în următoarea ocazie o să vedem că cercul se strânge și lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite ca amenințări pentru plecarea și pentru viața lui Iacov spre Canaan, dar Dumnezeu are aceeași făgăduință, eu voi fi cu tine. Și să vedem data viitoare cum își împlinește Dumnezeu încă o dată făgăduința aceasta.